Poliția locală din Drobeta Turnu Severin a desfășurat astăzi o acțiune la agenții economici cu scopul verificării autorizațiilor de funcționare. Acestea trebuie să fie emise de primărie și mai apoi vizate anual. În cazul în care nu se respectă aceste reguli, agenții economici sunt pasibili de amenzi de la 200 la 500 de lei. Și dacă dețin autorizația, dar nu este vizată, de asemenea sunt pasibili de amenzi. Bună ziua, de la Poliția Locală, Birou Comercial, Inspector Budulan. Vă rog să-mi predați și mie autorizația de funcționare emisă de Primăria Turnu Severin pentru acest punct de lucru. Poliția Locală din Drobeta Turnu Severin a verificat autorizațiile de funcționare a magazinelor în cursul zilei de astăzi. Agenții economici sunt obligați să dețină acest document, dar și să-l vizeze anual. Este un punct de lucru nou pentru care ați obținut această autorizație de funcționare. Cunoașteți că este valabil un an de zile de la eliberare și trebuie vizat anual, cum este și înscris aici. În cursul zilei de astăzi, polițiștii locali din cadrul biroului comercial au desfășurat activități de verificare a agenților economici sub aspectul deținerii autorizațiilor de funcționare, care trebuie emise de către Primăria Drobeta Turnu Severin și vizate anual. În cazul în care un agent economic nu deține autorizație de funcționare, este pasibil de suspendarea activității până la autorizare și plata unei amenzi de la 200 la 500 de lei, iar în cazul în care o deține, dar nu o vizează anual, amenda este de la 500 la 1000 de lei. În ultima perioadă nu au mai fost cazuri în care agenții economici să nu dețină autorizațiile de funcționare.